Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la inițiativa domnului Adrian Băurceanu, prefectul județului Neamț, prezent aici pe scenă, ne bucurăm astăzi de o întrevedere aparte cu patru reprezentanți de excepție ai sportului din regiunea noastră. Pentru început, vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului național al României. Sunt foarte mari. Acum, la două zile de la terminarea Jocurilor Olimpice, ediția Paris 2024, suntem alături de două sportive care au reprezentat România cu succes la această competiție internațională. Așadar, avem bucuria de a întâlni favoritoarea istoriei și a rezultatelor sportive excepționale. Avem șansa de a ne bucura de poveștile unor oameni care și-au clădit carierele prin muncă asiduă, prin sacrificii și devotament. De asemenea, este de precizat că modestia este una din principalele caracteristici ale unor sportivi dedicați care apar în lumina reflectoarelor rar și numai în momente extraordinar de importante, precum Jocurile Olimpice, campionatele mondiale sau campionatele europene. Dar când apar în fața noastră, au ce prezenta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am onoarea de a vă prezenta canotoarea Ioana Vrânceanu, atleta Bianca Helder, alături de antrenorii Valentin Gabriel și Lucita Goș.
Vă mulțumim! Fiecare din cei menționați ne vor spune astăzi gânduri și povești pe care poate de-a lungul vremii nu au avut ocazia să le transmită publicului. Până atunci însă, domnul prefect Adrian Borceanu va deschide evenimentul de astăzi înmânând celor patru invitați special plachete și diplome de recunoștință pentru modul în care a reprezentat și reprezintă județul Neamț în lume. Pe scenă îl invităm de asemenea și pe domnul Dragoș Chitic, vicepreședintele Consiliului Județean. Ioan! Mulțumesc! Numele guvernelor de Neamț, al locuitorilor, al șumerilor, pentru tot ceea ce faci, pentru sportul românesc, pentru tot mâna. Emoția reală, bucuria pe care am
simțită din partea dumneavoastră de a privi aceste două mari campioane și antrenorilor, oameni care au pus foarte mult suflet și efort în ceea ce fac. Am pregătit un discurs pentru că am considerat că nivelul față de calitatea invitațiilor este mult prea mare pentru a putea vorbi deschis. Stimați invitați, dragi prieteni și mai ales dragi sportive olimpice, România a înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice de la Paris în acest an, cucerind numai puțin de 9 medalii, ceea ce a plasat țara noastră pe locul 23 în clasamentul general pe medalii, cea mai bună clasare a României în ultimele două decenii. Cei 106 sportivi români au reprezentat cu mândrie țara noastră, aducând acasă aceste prețioase distinții. Medaliile au fost obținute în discipline precum canotaj, înot, halter și gimnastică, demonstrând versatilitatea sportivilor români. Astăzi ne aflăm aici pentru a celebra excelența, determinarea și succesul unor femei remarcabile care au demonstrat întregii luni ce înseamnă să fii campion. Sportivele noastre olimpice, care au obținut diplome de aur, argint și un onorant nou la nivel mondial, sunt nu doar ambasadoare al județului nostru, ci și ale țării noastre, purtând cu mândrie culorile naționale pe cele mai importante arene sportive din lume. În spatele fiecare medalii și fiecare distinții se află ani de muncă neobosită, de sacrificii, de antrenamente dure și de eforturi supraomenești. Fiecare victorie a voastră, inclusiv această performanță extraordinară la nivel mondial, este rezultatul unei pasiuni neclintite și al unei discipline de fier, calități care vă fac demne de tot respectul și admirația noastră. Astăzi însă nu putem uita să mulțumim celor care au stat alături de voi la această călătorie. Antrenorii voștri, oamenii care v-au pregătit și v-au ghidat pas cu pas, merită toată recunoștința noastră. Ei sunt cei care v-au inspirat, v-au motivat și au pus bazele succesului vostru. Fără dedicarea lor, fără cunoștințele și încrederea pe care v-au însuflețit-o, aceste rezultate remarcabile nu ar fi fost posibile. De asemenea, adresăm mulțumiri tuturor celor care au contribuit la pregătirea voastră, fie că vorbim de stafful tehnic, de medici sportivi, de psihologi sau de cei care au oferit sprijin logistic și moral. Fiecare dintre ei au avut un rol esențial în obținerea acestor performanțe și merită la rândul lor toată aprecierea noastră. Performanța de a obține diplome de aur, argint și locul 9 la nivel mondial este o dovadă fie că munca asiduă, determinarea și spiritul de echipă pot depăși orice obstacol. Fiecare astfel de realizare este o poveste despre ambiție, despre depășirea limitelor și despre puterea de a lupta până la capăt. Sunt profund onorat să mă aflu în prezența dumneavoastră, să vă pot mulțumi, să pot oferi unor tineri momente remarcabile în care se întâlnesc cu campioanele mondiale. Vă urez succes în continuare, să aveți parte de sănătate, putere și determinare pentru a ne aduce și în viitor mai multe bucurii. Suntem mândri de voi și vă asigurăm că veți avea mereu sprijinul nostru condiționat. Vă mulțumim și vă felicităm din toată inima. Mulțumim. Îl rugăm acum pe domnul Dragoș Chitic să ne transmită câteva gânduri. Și-au făcut timp în agenda lor atât de încărcată
fie prezente astăzi aici, în mijlocul nostru, în clădirea sediului administrativ al județului Neamț. Avem în fața noastră două campioane și sunt nemțenicele noastre. Cu toții am simțit bucuria de a urmări evoluția acestor două sportive la Jocurile Olimpice care s-au închis de curând, așa cum spuneam. Vorbim despre Bianca Clementina Gelber, o sportivă din Roma, care a obținut un foarte meritos loc nouă la proba feminină de aruncare a ciocanului. Vorbim totodată de sportiva Ioana Tunceanu, născută în zona Târgu Neamț, care a obținut în echipă, evident, două medalii olimpice, o medalie de argint la proba de dublu rame și o medalie de aur, una din cele trei medalii obținute de delegația României, la proba de canotaj 8+1. Sunt performanțe cu totul deosebite, care m-au făcut mândri că suntem nemțeni, mândri că suntem români și care ne-au ținut cu sufletul la gură atunci când ne-am urmărit toții, la fel ca alte mii de români, la televizor, competițiile olimpice desfășurate de curând la Paris. Olimpiada din acest an de la Paris, pentru cele două sportive din județul nostru, este doar o etapă în cariera lor sportivă. Istoricul celor două sportive este impresionant, cu numeroase titluri naționale și internaționale și sunt convins că nu se vor opri aici, își vor adăuga în palmares alte victorii care ne vor face mândri de sportivele noastre. Sportul trebuie susținut. Încă o dată se demonstrează faptul că atunci când autoritățile publice susțin sportul, sportivii pot obține performanțe deosebite. Consiliul Județean Neamț are în agenda susținerea sportului în țară și o face. Sunt convins că tot timpul la acest capitol mai este loc de mai mult și de mai bine. Viitorul Consiliului Județean, sunt convins că va face acest lucru și va poziționa sportul mențean în agenda publică, în locul pe care îl merită. Vreau să le felicit atât pe Bianca, cât și pe Ioana, pentru bucuria pe care mi-au adus-o în suflet și vreau să le asigur că dacă programul le va permite, ne vom revedea aici, la Consiliul Județean, la sfârșitul acestui an, la Gala Sportului Neamțean, unde, de asemenea, am convingerea că trebuie să ocupe un loc important. Felicitări, Ioana, felicitări, Bianca, felicitări antrenorilor și echipei, echipelor tehnice care v-au susținut și mult succes în continuare. Mulțumim. Ar mai fi de precizat că după un dialog ce va fi purtat aici cu sportivele și antrenorii prezenți, evenimentul va deveni pentru câteva minute unul interactiv. Iar spectatorii și în special mi-aș dori ca cei tineri vor avea șansa de a adresa întrebări interlocutorilor de pe scenă. Totul se va încheia cu o invitație pentru spectatori de a participa la o sesiune de fotografii și autografe alături de campioanele Ioana Vrânceanu și Bianca Gelber. Acestea fiind spuse, haideți să-i dăm cezarului ce al cezarului.
Originară din satul Pluton, comuna Pipiric, canotoarea Ioana Vrânceanu ne prezintă astăzi două medalii olimpice, ambele cucerite în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Una este de aur și a fost câștigată alături de colegele sale din barca de 8+1 a României, iar a doua este de argint și a fost adjudicată alături de Roxana Angel în proba de dublurame. Pe lângă aceste trofee, Ioana Vrânceanu se mai poate lăuda cu alte distincții de aur, argint și bronz la europene și mondiale. Ea nu se va lăuda, dar este de remarcat numărul impresionant de decorații, 17. Atleta Bianca Gelber s-a aflat în 2024 la a patra sa participare consecutivă la Jocurile Olimpice, o mare realizare ce-i drept. Asta arată că în carieră sportiva originară din Roman a știut să-și creioneze traseul atât de bine încât a fost constantă și cu realizări importante. La Olimpiada de la Paris, în proba de aruncare a ciocanului, a terminat pe 9, după ce în 2021 a fost a 6-a. Bianca Gelber este însă un nume intrat în istoria atletismului românesc din 2022, fiindcă a câștigat proba de aruncare a ciocanului în cadrul campionatelor europene de atletism de la München. Trebuie menționat faptul că Bianca Gelber a câștigat pentru România acel titlu continental după o pauză de 20 de ani, iar Federația Română de Atletism a desemnat-o atleta anului în 2022. Cariera sa cuprinde și alte performanțe extrem de importante, asta fiindcă Bianca Gelber este dublă campioană mondială la categoria Under 18 și triplă campioană mondială la Under 20. A mai câștigat titlul european la tineret Under 23, Jocurile Francofoniei și mai are în palmares 4 medalii de argint la astfel de competiții internaționale. Bianca Gelber la competiții internaționale nu are nicio medalie de bronz. Felicitări! Și acum apelez la imaginația dumneavoastră a celor din sală să vă răspundeți la următoarea întrebare. Oare cum arată pereții de medalii ale acestor meritoase reprezentante ale României în elita sportului mondial? Ca un tablou de Picasso, corect. Antrenorii prezenți lângă sportive sunt domnii Valentin Gavril, directorul Clubului Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț și președinte interimar al Federației Române de Canotaj, și domnul Lucica Cucoș, alături de care Bianca Gelber a făcut primii pași în atletism la Liceul cu Program Sportiv din Roman. Vom vorbi pe rând cu fiecare invitat pentru a ne dezvălui și din amintiri, dar și din ceva secrete ale reușitei. Acum două zile s-a tras cortina peste Jocurile Olimpice de la Paris, iar ecourile urmează a se stinge treptat. Ce este în sufletul tău, Ioana Vrânceanu, acum când încep să fii tot mai conștientă de cele două medalii? Bună ziua, în primul rând. După două zile, după ce s-au încheiat jocurile, realizez că am două medalii, dar parcă tot e un vis. Mă simt foarte împlinită, pentru că munca mea s-a văzut în aceste medalii. Am așteptat mult o medalie olimpică, cred că toată cariera mea până acum asta îmi doream, asta îmi lipsea și mă simt împlinită că am reușit să le cuceresc acum. Ia. Bianca, astăzi, să zicem că nu se poate lăuda cu o medalie, se laudă cu un trofeu acolo în sală, care o filmează non-stop. Și totuși, având în vedere experiența acumulată pe atâtea stadioane și în atâtea colțuri ale lumii, au mai fost emoții la intrarea pe pista de concurs la Paris? Bună ziua tuturor! Mă bucur enorm pentru această invitație și că revăd atâția oameni cunoscuți. Da, emoții sunt, dar sunt constructive, ceea ce pe mine mă ajută și sunt foarte mândră că am ajuns la patra participare a Jocurilor Olimpice. Cât de mult ți-ai dorit această medalie, pe care deocamdată nu ai reușit-o? Mi-am dorit extrem de mult, ca fiecare sportiv de altfel,
Dar nu a fost să fie. Eu zic întotdeauna că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie, nu când ne dorim noi. Dar eu cred că Dumnezeu le va aranja pe toate și vor fi lucrurile așa cum trebuie să fie. Ioana, au mai fost emoții la intrarea pe apă? Sigur că au fost emoții chiar mai mari. Am emoții la fiecare competiție la care particip, nu doar la Jocurile Olimpice. Domnule Valentin Gavril, tolba cu medalii aduse de canători este într-adevăr grea. Cunoscând în detaliu acest sport în întreaga țară, vă rog să ne spuneți dacă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor și la ce trebuie să visăm de aici înainte. Bună ziua! Trebuie să lămurim niște lucruri. Sportiva efectiv a fost selecționată de un club din Suceava. A plecat de la noi, din păcate, a fost o altă discuție. Eu am ajutat-o din birou executiv cu ceea ce reprezintă antrenamente, cu ceea ce reprezintă și am aprobat finanțările. Nu îmi place să îmi asum un rezultat pe care nu-l am. Mulțumesc și vă spun drept, a fost o muncă de vreo 10 ani de când sunt la Federația de Canotaj, în birou executiv, alături de doamna președinte Elisabeta Lipă. Am luat de la zero, pentru că canotajul undeva a avut o pauză mai mare la medalele de la campionatele mondiale și Jocurile Olimpice. Am reclădit și uitați, astăzi suntem federația numărul 1 în sportul românesc și de ce nu invit și celelalte federații să ne urmeze. Vă spun, este foarte multă muncă. Bineînțeles că organizarea contează, seriozitatea, munca, de ce nu și banii pe care trebuie să investim, dar mulțumim atât agenției, mulțumim Comitetul Olimpic și nu numai celor câteva zeci de sponsori care ne ajută în pregătirea sportivilor. Este o echipă și nu mă feresc, chiar de la bucătărie pornește până la ultimul, să zicem, de fapt primul antrenor, antrenorul italian, care a schimbat radical concepția despre sport, performanță și obținerea rezultatelor. De aceea rog antrenorii să vorbească foarte mult cu sportivii, rog părinții să-i lasă pe acești copii să participe la toate activitățile sportive, începând de la ora de educație fizică până la sportul de înaltă performanță. Știu, sunt vremuri grele, dar și sportul face parte din educație. Sunt foarte buni antrenori în județul Neamț și uitați, rezultatele nu încetinesc să apară. Le mulțumesc în primul rând și colegilor de la Clubul Sportiv Ceahlău, unde duc nenumărate sau poate zeci și sute de medalii am avut, atât în anii trecuți cât și în anul acesta, plus că competițiile nu s-au sfârșit. O să trec la canotaj, un număr de 22 de sportivi convocați la loturile naționale, atletism, 5, karatele, luptele. Deci suntem pe un drum foarte bun și de ce nu putem ca acești copii să formăm nu numai în sportul de performanță, dar și pentru viață. Și totuși nu ne-ați spus dacă au fost rezultatele mulțumitoare și la ce mai visăm de la canotaj. Ca și români, nu știm să ne bucurăm de aceste rezultate. Din ce în ce vrem mai mult, dar rezultatele au fost excelente la nivel de analiză a Comitetului Olimpic și a Federației. Normal că se puteau și încă două medalii de aur. Ați văzut că la cioc a fost la sutim de secundă dublu vâsle, categorie ușoară și cele mari, să zicem, radiș. Acesta este sportul. Ne pregătim pentru că la Jocurile Olimpice ajung cei mai buni dintre cei foarte buni. O să spuneți, poate trebuia mai mult sau trebuia, nu putem da indicații, pentru că în momentul acela sportivul dă absolut tot ce poate, în momentul acela totul este pe oboseală, totul este psihic, dar uitați că am reușit să aducem două medalii de aur și trei medalii de argint în bogăția Federației, Agenției și a Comitetului Olimpic. Mulțumesc! Un antrenor cu mulți ani petrecuți pe terenuri, domnul profesor Lucică Cucoș, sunt sigur că a urmărit concursul
cursul de atletism de la Paris la televizor și în special proba Bianca. Ați mai avut emoții pentru ea acum la a patra participare la Jocurile Olimpice? N-am înțeles ce s-am. Emoții. A, emoții, sigur. Emoții le-am avut la toate competițiile pe care le-am avut cu Bianca. Încă din anul 2002, când a început, practic, să concureze la campionatele naționale de copii. La Paris, eu am urmărit cu soția mea tot concursul de aruncare a ciocanului, atât calificările, cât și finala. Așa zis, finala, de fapt, este de 8. Etapa finală, îi spun eu, de 12. Mi-a plăcut foarte mult de Bianca cum a concurat și în calificări, chiar și în finală. Ce să spun, Bianca nu a reușit să prindă primii 8, că dacă prindea primii 8, probabil că putea să se bată la medalia de bronz. Pentru că acea medalie de bronz a luat un rezultat, cel mai slab rezultat din istoria Jocurilor Olimpice moderne. Adică 74-27, nu venea să cred. Știam că la Olimpiază medalia de bronz se lua undeva pe la 76 și ceva. Ce să zic? Aici este vorba, după câte am înțeles, Bianca nu, înainte de Olimpiadă au avut niște probleme medicale și văd că totuși cu și-a revenit, a început să-și revină și nu întâlnit la forță, dar a revenit totuși la o anumită performanță destul de ridicată și totuși a ocupat poziția nouă, care, după părerea mea, ca să fie în top 10 la Jocurile Olimpice, este o mare, mare, mare realizare. Ioana, pentru că spunea domnul Gavril mai devreme că din Neamț ai plecat în Suceava, povestește-ne, te rog, cum a fost pasul făcut către canotaj? Am început canotajul la 14 ani, când antrenorul Despa Ioan și Avramea Vasile au venit la școala noastră. Eram în căutare de sportivi, de tineri. Nu știam nimic despre canotaj, sincer. Am învățat pe parcurs. M-au chemat la Fălticie să mă măsoare. Știu că a venit cineva din federație și ne-am măsurat din nou și după aia mi-a spus că dacă îmi doresc să fac sport, să mă, duminică seara, să mă duc la internat și să mă mut cu școala acolo. Am fost foarte încântată din prima, sincer. Și așa am început sportul. Am învățat prima dată mișcarea de vâslit în sală, deoarece era iarnă și nu se putea ieși pe apă. Și în primăvară am început și să ieșim pe apă, să ne învețe să vâslim. Era mai mult o joacă la început. Așa am început. După aia, treptat, am mai participat la concursuri naționale, am mai luat medalii, a început să-mi placă și mai mult. Îmi plăcea senzația de a fi pe podium. Și după un timp, când au început selecțiile, tot timpul am fost în primii selectați pentru loturile naționale. Și începând de la junior, tineret, tot timpul am fost la loturi. Și așa am ajuns și la lotul de tineret și lotul de senior după. Asta fiind o rezumată al unei vieți care a dus la o medalie de aur la Olimpiadă. Da. Bianca, din ce știu, de până la 10 ani te-ai apucat de sport. A fost în prima atletism sau ai avut și alte visuri? Da, într-adevăr, am început să cochetez cu sportul undeva prin anii 2000. Am început cu alergări, după care am început cu aruncările, pentru că antrenorul meu de atunci a făcut această probă, aruncarea ciocanului, și a crezut în mine de la bun început și chiar mi-a și zis, atunci când am mers cu părinții mei la liceu sportiv ca să mă transfer, mi-a spus că voi ajunge o mare campioană. Așa este, domn profesor, nu? Și, într-adevăr, a avut dreptate. Și eu îi mulțumesc pe această cale pentru tot ce a făcut pentru mine și că am stat 19 ani împreună și am muncit. La început am făcut aruncarea greutății, după care aruncarea discului și aruncarea ciocanului. Le-am făcut împreună, toate trei, după care am renunțat la celelalte două și am rămas pe aruncarea ciocanului, pentru că acolo eram destul de talentată și, sincer, îmi plăcea cel mai mult pentru că era o probă de adrenalină și asta îmi place cel mai mult.
Sunt la domnul Valentin Gavril. Având în vedere experiența acumulată ca antrenor, ce va atrage atenția la un copil atunci când considerați că poate deveni un viitor canotor? Da, la primul impact, vă spun sincer, mă uit în ochii lui și deja citesc gândurile. Mai am un obicei să scap o cheie jos. Da, să-i dau drumul la o cheie. Dacă copilul se uită fix în ochii mei, îmi spun în silicul ăsta, fac treabă. Dacă imediat se apleacă după cheie, s-ar putea să fie un rateu. Nu știu, așa am eu, să zicem, ceva mai deosebit. Într-adevăr, este foarte multă muncă, dar colegii mei, cei din înalta performanță, știu, fără o selecție, fără foarte multă muncă, nu se obțin rezultate. Sâmbătă, duminică, știți foarte bine, sunt competițiile. Ei nu au casă, de fapt pleacă în cantonamente, lasă familia și lasă pe cei dragi și obțin aceste performanțe. Chiar dacă, să spunem, sunt sacrificii, cea mai mare bucurie și a ta și a sportivului, poate și a familiei, este momentul în care acești copii îi vezi pe cele mai frumoase trepte, dar să nu uităm imnul cântător pentru locul lui. Ne întoarcem la domnul Lucică Bucoș. Am dorit să vă amintiți și să ne împărtășiți, dacă mai știți cu exactitate, când v-ați întâlnit cu Bianca, cu părinții, cum ați făcut-o să devină campioană? Da, mi-aduc aminte, parcă ar fi fost zilele trecute. Cum au fost cu selecția lui Bianca? M-am întâlnit cu tatăl ei, Vali, care suntem și rude. Tatăl ei este verișor primar cu nevasta mea. Și am stat la discuție cu el, a spus că are o fată care nu prea are astâmpări și nu știe ce să facă cu ea și am spus, dă-o la atletism. Zic, să o aduci la noi, la liceu și să o văd și eu îmi dau seama prin observație doar. Pur și simplu că, de exemplu, șapte sportiv, zece sportiv, la prima mână am fost să observ sportivi și mi-am dat seama dacă sunt bun de aruncări sau nu. Sau de atleți, că nu numai pe asta, că am lucrat în multe probe. Și a venit, parcă mi-aduc aminte, într-o zi din luna august, am venit în curtea liceului, unde avem noi băncile, și stăteam de vorbă cu Vali și Bianca era tot un zâmbet, dar nu avea nici astâmpă deloc. Se învârtea în jurul nostru, parcă era o păsărică. Se învârtea și i-am spus lui Vali, zic, 100% fac ceva cu fata asta. Fac ceva. Nu știu cu aruncări, când merge, că ea era de statură mică. Era chiar mică de tot era. Și în schimb avea calități extraordinare. Avea și viteză, mi-am dat seama pe urmă, că am dat probele de control. Și m-a impresionat în mod special zvâcul de la aruncarea micii de oină. Și după aia am început, în primele luni, în 2000, am început să o bag pe probele de alergări, de sală și mai ales la cross-uri. Că ea câștiga, la vârsta ei de categorie, câștiga toate cross-urile. Și erau premiile destul de consistente, chiar erau mai consistente mult decât în ziua de astăzi. La timpul ăla, țin minte că erau vorba de 3 milioane la locul întâi, la copii, și erau, deci, o sumă colosală pentru ea. Și probabil că și pe ea și pe părinții au determinat să o lase să facă sport de performanță. După care am trecut pe probe de aruncări și zic, hai să încerc la copii, nu era decât proba de aruncare a discului și aruncarea greutății. Aruncarea ceva nu era de la nivelul junior 3 sus. Și am început cu proba de greutate, primul concurs cu competiția ei, care am dus-o la o etapă de zonă de la Sfântul Gheorghe și a câștigat proba de copii 1, care era totuși copilă 2, adică era mai mică cu 3 ani decât celelalte competitoare. Și după aia mi-am dat seama, zic, bă, zic, să fac cu ea, ia să încerc să trec și pe aruncarea ceva, că nu se poate la zvâc, cum îi spune, nu, nervul care are ea, așa forță explozivă, cum se spune în atletism. Zic, sigur, fac ceva cu ea. Și după câteva antrenamente mi-am dat seama că Bianca se învârtea ciocanul și l-a aruncat de pe loc excepțional. Și zic că asta poate fi proba ei de viitor. Pentru că nu a ajutat fizică. Eu mă gândeam și la aruncarea discului, că avea extraordinar calitate atunci la copii. Dar neavând brațele lungi și înălțime, și zic, la ciocan merge. Și atunci am început pregătirea, practic, pe aruncarea ciocanului. Și să vă spun că
Bianca imediat a ieșit campioană națională pe bandă rulantă, la copii, junior 3, junior 2, a coborât în total, ca să vă spun așa, estimativ, nu estimativ, ci exact, are 76 de titluri de campion național. Mai zic, 76 de medalii de aur la campionatele naționale de copii, junior 3, 2, junior 1, tineret și seniori. Și pentru că federația și ceilalți cel mai mult bagă în seamă campionatele naționale de seniori, vreau să vă spun că are 31 de titluri de campioană națională de seniori. Deci cele mai multe titluri din istoria aruncării ciocanului și probabil și la Republica mai seniori. Atunci, întrebarea pentru Bianca vine firesc. Este vreun vers din imn pe care să nu-l știi? La campionatele naționale, din păcate, nu se cântă imnul, din păcate, dar la competițiile internaționale, de fiecare dată, da, când iei medalia de aur. Oricum, am văzut că ambele îl fredonați mai devreme. O întrebare. Și este foarte important să știi că sunt alături de tine tot timpul. A fost ușor, i-a fost ușor mamei prezent aici în sală să dea voie să pleci la FTC? Nu cred că i-a fost ușor, sincer, nici n-am vrut la început să plec. Dar eu îmi doream foarte mult să plec. Da, vă rog să o prezentăm și pe mama Ioanei, pentru că este o campioană pentru ce a realizat. Doamna Dorica, vă mulțumim pentru cadoul făcut în această lume. Așadar, Bianca, cum e? Da, din punctul meu de vedere, familia este cea mai importantă pentru orice lucru pe care vrei să-l faci în viață. Dacă ai susținere și ajutor, eu cred că poți să reușești să faci orice. Și cred că cu asta am spus tot. Da. Te-am auzit ceva mai devreme spunând o vorbă. Vreau să le spui oamenilor. Da. Soțul meu mă ajută foarte mult și mă susține necondiționat. Și mulțumesc pe această cale. Mi-a spus o vorbă pe care nu o voi uita niciodată. Mi-a spus exact așa. Te voi susține până la ultima aruncare. Domnul Gavril. Cum este cu părinții și cu plecatul acestor copii de acasă, de la vârste destul de fragile, și cu încrederea pe care o lasă ei pe umerii dumneavoastră? Da, în primul rând, familia are rolul important, nu numai a-i da binecuvântare și a pleca către un alt drum, deoarece acești copii pleacă din tabieturile familiei și ajung într-un cantonament unde totul este aproape ca la armată, cu deșteptare, cu strângere, cu program de masă, de cazare, școală, pentru că deoarece aceste programe nu sunt în sufletul și în inima copilului, nu va face performanță. Bineînțeles că rolul antrenorului este de a-i forma. În primul rând, acele momente foarte grele, de la început, în care acești copii, chiar și eu am fost încurajat. Dacă nu vei face, vino acasă. Unii renunță, dar cei mai mulți, dacă doresc să-și facă un țel, trebuie să-i lăsăm. Știu că sunt vremuri influențabile, cu televiziune, cu telefon, și ce nu stai acasă, este mult mai ușor. Dacă copilul are un vis și vrea să o ducă până la capăt, trebuie încurajat. Pentru că în ziua de astăzi, știți foarte bine, cu democrația, cu libertatea, hai să încurajăm pe toți să facă nu numai educația fizică și sportul, dar și sportul de înaltă performanță. Țin minte, în momentul în care iau copiii de acasă, totul spune, și cum va fi acolo? Și ce va fi? Zic, păi haideți să vedeți cum este. Câteodată este mai bine ca acasă. Am făcut pe Federația de Canotaj și la juniori, în cele patru baze pe care le avem,
bufet suedez, avem medici, avem nutriționiști, avem personal care se ocupă de acești sportivi. La început este mai greu, pentru că nu sunt acomodați cu efortul, deoarece să recunoaștem, ar trebui colegii de educație fizică și sport să pună un accent mai puternic pe dezvoltarea fizică generală. În al doilea rând, acei 2-3 ani la început, în care este totul foarte greu, ei, deși sunt trepte de pregătire, ei vor să renunțe. Atunci acești părinți trebuie să-i încurajezi, să mai lasă puțin, mai stai câteva zile. Am avut, să vă spun drept, fată chiar că la țară nu se mai muncește. Deci mama în clasa 8-a nu o punea pe fată să întindă rufele. Vă dați seama ce sport se face acum în zilele noastre. Mi-e greu să spun și nu o să dau numele localităților, dar nu se poate să avem copii deosebiți, dar și să nu îndrumăm către sport. Uitați acești copii care sunt în sală, fiecare își dorește să fie campion național, fiecare își dorește să aibă o medalie, dar fără seriozitate, muncă și disciplină nu se obțin aceste medalii. Aș vrea să îi pun lui Ioan o întrebare. După cum știți, la canotaj noi am adus un antrenor din Italia. Acum este român și a luat cetățenia chiar înainte de a ajunge la Jocurile Olimpice. Zice, nu, eu vreau să fiu român. Și toți ne-am mirat. Cum așa? Zice, nu, am adus rezultatele acestei țări și vreau să fiu român. Și a luat și cetățenia. Ce diferență este între un antrenor român și acest italian român, să spunem, de pregătire? Ce va determina și ce... poate dăm și exemplu pentru ceilalți colegi de aici. Ce avem noi lipsă? De el a format așa și v-a dat foarte multă încredere. Noi știm la nivel de federație de ce l-am adus, dar hai să vedem din partea voastră ce v-a făcut să obțineți aceste rezultate frumoase și foarte frumoase. După cum a spus și domnul Valentin, Antonio când a venit la noi, a venit și ne-a spus că în mine nu vedeți un antrenor, vedeți un prieten. Sunteți liberi să faceți ce vreți și programul de antrenament este programul de antrenament, în rest sunteți liberi, doar să fim conștienți noi și să fim conștienți și să știm ce avem de făcut. Și să vorbim cu el ca un prieten, nu ca un antrenor. Domnul Cucoș. Da, sigur că dai dreptate Biancăi, familia, mai ales părinții la începuturi, în momentul selecției și chiar câteva ani după, are cea mai mare pondere în formarea acelui sportiv, atlet sau ce o fi el, fotbalist, handbalist, canotor. Ce să vă spun, eu am avut sprijinul familiei de la încă de la început. Și tata și mama ei au fost întru totul de acord să-mi dea sprijin. Că i-am spus că pot fi probleme, că eu știam, având și alte fete în selecție și alți băieți, mulți chiar până la momentul 2000, din 90, când eram eu antrenor sau profesor, cum ne chemăm la liceu, program sportiv roman. Și i-am zis că, mai ales tatăl ei, i-am spus că orice mă rogi sau orice îmi spui, mi-aduci la cunoștință, eu o să te sprijin. Și a fost să fie cavale să mă ajute pe mine chiar și după momentul plecării în lotul național în 2004. Că noi în 2004 am fost chemați la lotul național. Bine, fusesem chiar din 2003, dar nu am vrut eu, că era fata prea mică de ani și am spus că la 14 ani Bianca poate să înceapă în altă performanță. Și tatăl ei și cu mama ei au fost foarte de acord să mergem și țineam legătura cu ei în permanență, țineam legătura, chiar să nu zilnic, dar săptămânal de 2-3 ori vorbeam la telefon și mă întrebau ce face fata, cum se manifeste și spuneam, Bianca este în regulă, Bianca ascultă, este foarte ascultătoare și mi-a dat senzația că s-a atașat de mine, s-a atașat chiar foarte, foarte mult de mine, încât la în momente, după 2-3 ori mi-a zis chiar și tăticule sau tate, cum vedeți, este, da. Deci noi am avut o relație extraordinară de prietenie în relația profesor sau, mă rog, antrenor sportiv. Drept dovadă că părinții Bianca au avut încredere în dumneavoastră este că și sora Roxana Parcă v-a fost elevă și a fost și ea campioană națională. Exact. Că imediat după aia Roxana avea vreo 7 ani, pare mi se, și deja am selecționat-o, zic, băi, e prea devreme, dar hai să o iau și o stătea pe lângă Bianca. Și la 10 ani am luat-o și pe ea, când am primit 10 ani, am luat-o și pe ea în lot.
și s-a pregătit acolo și după care și a ajuns să scoată rezultate chiar foarte frumoase. Revenim puțin la Jocurile Olimpice de la Paris, începutul impresionant al lui David Popovici. Ce v-a arătat vouă ca sportivi prezenți acolo? Bianca. Că suntem niște copii, oameni talentați și avem foarte mult potențial. Sincer, pe mine m-a bucurat foarte mult această medalie a lui și îl felicit pe această cale. Și ne-a impulsionat, să zic așa, să dăm tot ce mai bun din noi ca să ajungem cât mai în față. Deci a fost un imbolt, nu o presiune. Sau și? Să zic și una și alta. Pentru că când ai în spate, să zic așa, o presiune, cum ar fi să iei o medalie, nu este ușor, să știți. Ioana? Ne-am bucurat pentru succesul lui David. Ne-am bucurat să vedem prima medalie olimpică de la Paris, a noastră, a României, dar noi am stat departe de media pe timpul competiției, deoarece trebuia să fim concentrate la ce urmează pentru noi, pentru că am intrat în competiție foarte repede după el. Ne-am bucurat, am rămas impresionate și am încercat să fim concentrate pe munca noastră. Vorbim de-a lungul carierelor de oboseală, atât psihică, cât și fizică. Cum faceți față, Ioana? Este adevărat că este foarte multă muncă, dar toată această muncă, în spatele a toată această muncă, avem și oameni pregătiți care ne ajută. Doamna Elisabeta face ca totul să meargă foarte bine. Avem stafful medical care este tot timpul alături de noi, avem nutriționiști la masă, antrenorii care sunt în permanență lângă noi, deci totul merge în cursul drumului, cum s-ar zice. Cum arată o zi de pregătire? La nivelul acesta, o zi de pregătire este cam plină. Ne trezim la 7 dimineața, luăm micul dejun, după aia, în jur de 8:30-9, avem primul antrenament, care durează cam 2:30-3. La ora 12:30 avem prânzul, după aia urmează o perioadă de odihnă. La 3:30 urmează al doilea antrenament care constă în o oră de bicicletă și după intrăm în sala de forță, care durează cam 1:30. După avem cina și terapie, refacere în funcție de ziua respectivă. Și a doua zi se repetă scena. Exact. Și duminica? Tăiem partea de după amiază. Duminica, acum cu programul acesta, am avut și duminica jumătate de zi cu antrenament și jumătate zi liberă. Bianca. Da, din păcate, să zic așa, nu am exact aceleași condiții pe care le are Ioana, dar încercăm să facem totul cu cât mai bine posibil. Eu am un motto în viață care mă ajută foarte mult, este credință și speranță, ceea ce mă ajută zi de zi. Am momente când mi-este foarte greu ca orice om din viața asta, nu cred că e cineva care e numai bine, dar mă culc și dimineața mă trezesc alt om și o iau de la capăt. Alt om cu același zâmbet sau? Bineînțeles. Am și momente când sunt supărată, dar îmi trece repede, asta este important. Care ar fi locul sau modalitatea de a vă încărca bateriile într-o perioadă aglomerată, cu multă pregătire, cu stres, cu competiția care vine imediat? Eu știu, poate aveți un hobby, mai aveți timp de așa ceva sau de acum încolo? Bianca. Da, bineînțeles că avem și hobby-uri. Unul dintre ele este pescuitul, după cum v-am mai spus. Îmi place foarte mult în timpul liber la Snagov, când stau în cantonament, să pescuiesc, pentru că mă relaxează foarte mult. Dar, de asemenea, vorbesc foarte mult cu fetița mea, Victoria, care este aici, și am văzut că era puțin supărată, că n-a spus nimic despre ea, și o iubesc din tot sufletul. Mă vizitează la Snagov de atâtea ori când poate să vină cu soțul meu, mă vizitează și mă susțin și îmi sunt alături în orice situație. Și sincer mă bucur enorm că am o familie și am pentru ce să lupt și să muncesc. Frumos!
Pentru antrenori, cât de ușor îi simțiți pe sportivi că au ajuns la un nivel de oboseală ridicat și că este necesară o pauză pentru ca mai apoi să puteți din nou avea pretenții de la ei? Domnul Cucoș. Nu chiar este așa de ușor, îi simțim, dar până la urmă trebuie să îi simțim foarte aproape de noi. Și eu, de exemplu, în relația cu Bianca, o simțeam tot timpul când este în stare de mari performanțe și când intervenea oboseala. Deci când era în măsură să scoată cele mai bune performanțe, eu scădeam volumul, creșteam intensitatea și apoi probabil că veneau și competițiile și Bianca concura la competiții la cel mai înalt nivel. Chiar mai vreau să spun că chiar mai bine decât arunca la antrenamente. Deci ea este, din punct de vedere psihic, este extraordinară. Extraordinară în ce sens? Pentru că ea își face totdeauna recorduri personale după cât aruncă la antrenamente. Domnul Gavril. Da, la noi este ceva mai diferit. V-am spus, echipa formează performanța. Ca și antrenor, nu pot să spun, îmi dau seama că este obosită. Vine doctorul cu analizele, cu tot ceea ce trebuie și spune, vezi că sportiva X la bazare ai și puțin obosită și atunci face puțin reducerea de antrenamente. De asemenea, nu ca antrenor, și asta spun, nu poți să le faci pe toate, pentru că un antrenor trebuie să facă pe antrenor, pe masior, pe doctor, pe contabil, pe tot. Ei, de asta se formează această echipă. Mulți poate n-au înțeles de ce echipa de la canotaj este așa de numeroasă, de ce avem atâția masuri. Imaginați-vă un sportiv, cum a fost campion olimpic la 2 metri, să se facă 10 minute de masaj profund. N-are timpul masior, da? Pentru refacere. Îi trebuie cel puțin o oră. De asta echipa și nu numai sportivi aduc aceste rezultate. Uitați-vă la celelalte, să zicem, echipe mai mari, de fotbal, de handbal. În spatele acestor sportivi, într-adevăr, este o echipă imensă. Dacă vrem performanță, atunci trebuie să avem în spatele acestor campioane olimpice, mondiale, la nivel de loturi naționale, o echipă de profesioniști în toate domeniile. Altfel nu vom face față, pentru că un singur om nu poate să acopere totul. Noi le mulțumim și pe această cale și chiar doctorul este și din Fălticeni, un super doctor de la București, care acum, anul trecut, am fost cu dumnealui la campionatul mondial de la Paris. Deci o să spunem de ce s-a mutat canotajul, de ce a făcut canotajul, că apare și în presă. Anul trecut am testat, să zicem, piața. Ne-am dus cu juniorii la campionatul mondial și am testat pista olimpică. Ne-am dat seama, vântul bătea din partea stângă și uitați-vă ce a pățit canoia. Deci n-au testat pista. Uitați-vă, de exemplu, transportul dura foarte mult. Noi anul trecut am mers cu cronometru în mână să vedem cât facem din satul olimpic până la pistă. Ne-am dat seama că ne-am dus peste o oră și ceva, mai ales la Jocurile Olimpice, cum spunea Ioana, s-a făcut un culoar. Dar dacă ne uităm la finală, vedeți că finaliștii din simplu au întârziat. Nu era aer condiționat. Vă și spun, în baza unde am stat, doamna Lipă și antrenoarele au făcut curățenie. Ne-am dus cu bucătari după noi, ne-am dus... Deci cine dorește performanță trebuie să analizeze fiecare minut, să gândească la sportivii, nu poți să te duci, ne duceam acolo la bucătărie. Dacă noștri au fost cu un meniu în Snagov, făcut de doctor acolo, mâncau efectiv ce le dădea la bufetul suedez. Deci dacă ziua de astăzi nu calculăm toate aceste discuții și probleme și aceste mari măsuri, să le luăm, nu vom avea rezultate deosebite. De asta țin și susțin tot timpul în toate domeniile să fie numai specialiști. Nu poți să-i spui la un sportiv, mă uit la tine, tu ești obosită. Dar poate nu este obosită. Sau poate n-a dormit bine noaptea. Deci un antrenor nu poate să spun, dar echipa de medici poate să dea aceste informații. Băgând toate datele în calculatoare, atunci poți să formezi cea mai bună echipă și, bineînțeles, probele și normele de control, a noștri le știu, știu unde sunt. De asta
chiar dacă pleacă, să zicem, în liber, sunt conștienți că acasă trebuie să-și cumpere un ergometru, trebuie să facă alergarea și atunci conștientizarea va fi mai mult din partea lor și bineînțeles că va apărea și performanța. O întrebare pentru fete. Când se câștigă o medalie, un titlu, se uită, nu? Ce a fost greu în ultimul an. Bianca. Eu vreau să o las pe Ioana să răspundă, pentru că e în măsură să spun asta. Acum, mai proaspăt, mă refer. Da, corect. Da. Vă dați seama că în momentul când ești pe podium, într-adevăr uiți de toate sacrificiile și problemele și munca pe care ai depus-o, dar să ajungi acolo este foarte, foarte multă muncă și stres. Să fii pe podium este foarte frumos. Uiți absolut orice. Deci toate momentele grele, antrenamentele nereușite, tot. Acolo te bucuri doar că ai reușit. Și atunci, domnilor antrenori, îi este mai greu sau mai ușor unui antrenor să lucreze cu un sportiv care a ajuns la o medalie? Domnul Cucoș. După ce Bianca a câștigat titlu după titlu. După ce Bianca a câștigat, mă rog, atâtea titluri de campionate mondiale și europene, în special la juniori și tineret, eu simțeam că Bianca poate mult mai mult și că putem face să ajungem la nivel de seniori, să luăm acele medalii, deci de cele titluri să le luăm și la nivel de seniori. Întâmplarea a făcut că nu am ajuns chiar până acolo, dar am ajuns la rezultate chiar foarte bune la nivel de senior, atât la Jocuri Olimpice, cât și eu am fost la două ediții de Jocuri Olimpice și două cu noua ei antrenoare, dar și la campionatele mondiale, culminând cu acel loc 6 la Daegu, când în 2011, când ea avea doar 21 de ani, și nu mai spun de participarea de la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008, când Bianca era cea mai tânără participantă, cea mai tânără atletă participantă la o ediție de Jocuri Olimpice. Deci împlinise de-abia 18 ani. Și cu toate astea a reușit să se bate cu cele mai bune aruncătoare de ciocan și a reușit să un onorabil loc 16. Deci la vârsta aia. Și ea promitea foarte mult. A promitea atât de mult încât în 2011 Federația Balcanică de Atletism a desemnat-o că cea mai bună atletă a anului la nivel de tineret. Deci până la vârsta tineretului, de 22 de ani. Și acum aș dori de la cele două campioane să le transmită celor din sală și în special celor tineri câte un mesaj pentru a-i face să înțeleagă spre ce se îndreaptă. Sau de ce fac ce fac? Fotbal, handbal, canotaj, lupte? Eu aș sugera părinților care au copii tineri să încerce cumva să lase gadgeturile deoparte și să facă mișcare. Cel mai bine să facă un sport, nu contează care ar fi el, oricare sport este binevenit. Și pentru că eu cred că sportul nu neapărat de performanță, modelează copiii și ajung oameni înțelepți. La fel ca și Bianca. La fel ca și Bianca, vreau să rog părinții să-și îndrume copiii spre sport, deoarece sportul ajută și la sănătate, te și educă și te face să fii și competitiv și ambițios și cred că este esențial. Din punctul meu de vedere, cred că am ajuns la momentul la care îi rog pe cei tineri să aibă curaj. Da. Să pună întrebări sau să transmită mesaje atât sportivelor sau antrenorilor. Vă rog. Dar vă rog să vă prezentați cu nume și prenume, de la ce club proveniți și ce sport faceți. Aveți curaj. Fără curaj nu se poate. Bună ziua! Mă numesc Andrei Carla și sunt de la secția de atletism.
de la CSC Ceahlăul și am să vă acord o întrebare. Cum ați putut depăși